Bine v-am găsit la o nouă emisiune Cronici Astrale pe Tele7 ABC. Sunt astrolog Mihaela Marinescu și vorbim astăzi despre ce se întâmplă pe cer în săptămâna 19-25 februarie. Dacă în săptămâna care a trecut energia dominantă a fost cea a Vărsătorului, prin prezența aici a lui Pluto, Marte, Venus, Mercur și Soare, în săptămâna care urmează Soarele și Mercur vor părăsi Vărsătorul și vor intra în zodia Pești. Am primit până acum un imbold de a face lucrurile diferit. Am început să acționăm, să gândim, să relaționăm, dar și să ne dorim să fim altfel, stârniți și de energia lui Pluto, care tocmai ce a venit pentru o perioadă lungă, să aducă schimbarea în domeniul de viață pe care îl ocupă zodia Vărsător în harta natală. Pluto, împreună cu celelalte planete de care am amintit, au dat startul schimbărilor, au început procesul de transformare și, dacă încă nu ne-a ieșit ce ne-am propus, dacă suntem încă surprinși de evenimentele și chiar trăirile neașteptate pe care le-am avut, dacă pare că nimic nu mai e la locul lui, este pentru că așa trebuie să fie. Procesul este departe de a se finaliza. Am trăit doar un fel de eșantion din ce vom experimenta în următorii ani și cu siguranță avem nevoie de timp să integrăm. Planetele prezente până acum în Vărsător sub ochiul vigilent al lui Pluto au tatonat terenul, au trecut în revistă ce au găsit pentru a ști de unde trebuie să pornească, să îndepărteze ce nu ne mai folosește și să aducă sănătate și evoluție în perspectivă. Să vedem acum care sunt aspectele generare astrale ale săptămânii 19-25 februarie. Chiar în prima zi a săptămânii, pe 19 februarie, Soarele intră în Pești. Pe 22 februarie, Marte și Venus fac conjuncție în Vărsător la 6 grade, amândouă aflate la rândul lor într-o conjuncție largă cu Pluto, aflat la 1 grad. Pe 23 februarie, Mercur intră și el în Pești. Pe 24 februarie se formează lună plină în Fecioară. Pe 25 februarie, Venus din Vărsător face careu cu Jupiter din Taur. Se păstrează sextilul Saturn din Pești, Jupiter din Taur. Să vedem acum pe rând ce înseamnă fiecare aspect. Soarele în Pești este despre iertare, toleranță și acceptare. Poate prea multă acceptare. Vom avea tendința de a lăsa de la noi, chiar de a ne sacrifica pentru a-i salva pe ceilalți. Posibil să ne simțim mult prea responsabili față de anumite persoane din jurul nostru. Ne atribuim rolul de salvator și acest lucru poate să ducă la resemnare și implicit la sacrificarea propriilor dorințe și nevoi. Pe de altă parte, Soarele în Pești este și despre emoții intense, înalte, despre trăiri unice, despre imaginație, despre intuiție, despre lumea de vis din interiorul nostru, despre retragere și introspecție. Suntem mult mai atenți la ceilalți, suntem gata să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi, însă vom simți nevoia să alternăm perioadele de efort intens cu perioade de singurătate, în care să ne încărcăm bateriile în liniștea și pacea gândurilor noastre. Pe 22 februarie, spuneam, Venus și Marte fac conjuncție în Vărsător. Venus în Vărsător face ca domeniul relațiilor să devină imprevizibil. Nu agrează regulile și își dorește să se comporte atipic, după cum simte, după cum vrea și oricum ieșit din tipare. Ce se știa până acum pică pentru a fi înlocuit de surprize și incertitudine. Însă poate să existe o atracție magnetică pentru acest fel de comportament care poate părea plin de culoare și entuziasm. Marte, în Vărsător, vrea să acționeze din impuls, fără să cântărească, fără să analizeze. Vrea să facă lucruri nemaifăcute, iubește progresul, iubește inovația. Din unirea celor două energii poate să rezulte o relaționare incandescentă, deci fără reguli și cu acțiuni făcute din impuls. Acest lucru poate să însemne, în sensul bun, o revigorare a relațiilor, un suflu nou, o infuzie de aer proaspăt, o împingere a limitelor către mai mult, mai bine, către progres și creștere.
În alt sens, poate să aducă haos, dezechilibru, dezordine și o stare de uimire cu care îl privim pe celălalt, pe care parcă nu îl cunoșteam așa. Diferența o face măsura cu care alegem să trăim acest moment. Dacă reușim să evităm exagerarea, și greu de crezut că o vom face, să nu-l afectăm pe celălalt, să nu facem excese, putem să condimentăm rutina cu evenimente inedite și să ne bucurăm de o perioadă vie și antrenantă. Adrenalina în doza potrivită ne poate crea amintiri minunate și ne poate revigora starea de spirit. Însă, va trebui să fim foarte atenți la exagerări, pentru că pe 25 februarie, careul pe care Venus îl face cu Jupiter vorbește exact despre acest lucru. Se pare că ne va fi destul de greu să ne păstrăm măsura, iar tendința va fi să ducem lucrurile din ce în ce mai departe, fără să ne putem opri la timp sau să luăm în calcul consecințele. Cheltuim mult. Cerem mult în relații și nu în cea mai potrivită formă. Putem simți că suntem nedreptățiți sau noi înșine să devenim nedrepți cu ceilalți. Ne putem simți atacați în valorile noastre și neînțeleși. De aceea, măsura și echilibrul sunt cheia pentru a ne putea bucura de această perioadă. Aristotel o numea justa măsură și dădea o mare importanță chiar în înțelegerea și dobândirea virtuților. El spunea: virtutea este calea de mijloc între două vicii, unul provocat de exces, celălalt de insuficiență, căci în timp ce unele vicii constau în excesul, altele în insuficiența față de ceea ce se cuvine, virtutea găsește și alege măsura justă. Pe 23 februarie, Mercur intră în Pești și aduce cu el dorința de retragere, de a sta cu gândurile noastre, de a observa și a căuta repere, de a ne forma visul, de a ne întări credința. Vorbim mai puțin, dar ne imaginăm mult. Aduce un ritm mai așezat al comunicării, însă uneori lipsit de claritate și direcție și o gândire intuitivă. Pe 24 februarie, luna plină în Fecioară ne ajută să culegem roadele semințelor semănate la luna nouă în Fecioară din 2023. Este momentul finalizării unor proiecte, a concluziilor, dar și a deciziilor. Până acum am încercat să îmbunătățim, să organizăm, să facem curățenie, iar acum dăm la o parte acele lucruri care nu ne mai folosesc. După ce am identificat care sunt acele aspecte ale vieții noastre care au nevoie de ordine și ce anume le menține în dezordine, hotărâm să le eliminăm și să păstrăm ce ne e util. Guvernatorul Fecioarei se află în Pești și acest lucru ne spune că mai mult e necesar să învățăm să acceptăm că anumite lucruri au ajuns la final, să învățăm să dăm drumul, să renunțăm la încrâncenare și la un mod de viață care nu mai duce nicăieri. Și mai ales să învățăm să credem că ce e pe calea noastră va veni la momentul potrivit. Așadar, săptămâna 19-25 februarie ne scoate din rutina relațională și ne așează pe terenul mai puțin sigur al trăirilor și evenimentelor inedite, excentrice, originale. Dacă vom reuși să ne oprim la timp, vom putea să trăim experiențe unice, vii și pline de culoare. Dacă vom exagera, efectul va fi contrar. Intenția noastră se poate transforma dintr-o pornire curajoasă și entuziastă la start, în haos și regrete la linia de sosire. Iar luna plină va veni să ne ajute să rămânem doar cu ce avem nevoie, ce ne servește, ne ajută și ne sprijină. Soarele, care se apropie de o conjuncție cu Saturn, ne va da cu siguranță maturitatea și înțelepciunea să trăim cât trebuie și să învățăm din ce am trăit. Să vedem acum în ce zodii se va afla luna în săptămâna următoare și aspectele pe care le va face. Pe 19 februarie, luna se află în Rac și face sextil cu Jupiter și trigon cu Saturn. O zi în care simțim nevoia de protecție, de stabilitate, dar și să avem grijă de ceilalți, să-i știm în siguranță și să împărtășim cu ei emoțiile și trăirile noastre într-un mod armonios și echilibrat.
Pe 20 februarie, luna se află tot în rac și se păstrează aceeași nevoie maternă de căldură și protecție. Face sextil cu Uranus și putem să descoperim un alt fel de emoții prin intensitatea și unicitatea lor. Putem avea o bună intuiție și o viziune mai largă, deschisă, înțelegătoare asupra sentimentelor. Pe 21 februarie, luna trece din rac în leu și face opoziție cu Pluto. Putem deveni suspicioși, fie prea sensibili, fie prea autoritari. Ne simțim lezați în orgoliu și dornici de a păstra controlul. Pe 22 și 23 februarie, luna este tot în leu, face aspect de careu și opoziție și pare că nimic nu iese așa cum ne-am fi dorit, însă și pentru că suntem agitați, intoleranți și imprevizibili. E nevoie de detașare emoțională pentru a ne readuce echilibrul. Pe 24 februarie, luna intră în fecioară și căutăm ordinea și organizarea, pe care nu o prea găsim. Parcă toate sunt invers decât ne-am fi dorit noi să fie, însă trigonul cu Jupiter spune că nu ne pierdem optimismul și vom găsi soluțiile cele mai bune. Are loc aspectul de lună plină despre care am vorbit mai devreme. Pe 25 februarie, luna face un trigon cu Uranus și suntem conectați cu intuiția noastră și cu cele mai surprinzătoare emoții. Acestea au fost aspectele generale ale săptămânii 19-25 februarie. Să vedem ce spun astrele despre fiecare zodie în parte. Vă reamintesc că este bine să ascultați previziunile pentru semnul în care se află ascendentul dumneavoastră, pe urmă zodia, apoi pentru semnul în care se află luna la naștere. Berbec. Nativii berbec s-ar putea să constate că în acest moment planurile lor de viitor sunt prea mari și că ele mai au nevoie de răbdare până când se vor materializa. Posibil ca o sumă de bani pe care încă nu o au să stea în calea concretizării aspirațiilor lor. Oricum, ce și-au propus, pornind de la felul în care s-au gândit să acționeze până la resursele necesare, pare să aibă la bază idei neconvenționale, poate chiar excentrice. Și astfel de planuri, ieșite din tipare, îndrăznețe, pot fi apreciate pentru curajul care stă la baza lor, pur și simplu, dincolo de rezultat. Însă, chiar dacă lucrurile par încurcate acum, nativii berbec nu își pierd speranța. În sinea lor își păstrează credința în ce și-au propus și consideră că, indiferent de evenimentele de moment, trăiesc doar o experiență care îi duce și mai aproape de un rezultat favorabil. În interiorul lor, din punct de vedere emoțional, sunt stabili și echilibrați și acest lucru îi ajută să privească orice situație cu un pătat și fără să se lase descurajați de nimic. E nevoie să aibă grijă la cheltuieli, să nu exagereze cu investițiile, să-și administreze responsabil banii și cu prudență pentru a evita pierderile de orice fel. Posibil să fie nevoie să-și evalueze starea de sănătate, să facă analize pe care le-au tot amânat și pentru care să aibă în sfârșit timp. Luna plină are loc pe casa 6-a sănătății și a relațiilor de la locul de muncă. La locul de muncă se întâmplă lucruri pe care încă nu le știu, dar le vor afla și care posibil să ducă la încheierea anumitor colaborări profesionale sau a unui mod de lucru cunoscut până acum. Se poate schimba colectivul, se poate schimba șeful, însă nativii berbec ar fi bine să nu exagereze cu munca în această perioadă, să se concentreze mai mult către starea lor de odihnă și de sănătate și să-și acorde îngrijirea de care au nevoie. În relațiile cu prietenii ar trebui să fie atent să evite conflictele. Divergențele de opinii pot fi destul de prezente în această perioadă și mai ales nu ar fi indicat să dea sau să ia bani cu împrumut de la aceștia. Ar fi bine să evite să amestece prietenia cu finanțele. În relația de cuplu este un moment în care se spun lucrurilor pe nume. Pot ieși la suprafață sentimente, trăiri, adânc îngropate, care acum se cer lămurite. Este nevoie de calm în abordarea discuțiilor și multă răbdare. Nativii berbec își găsesc liniștea în sânul familiei cu persoanele dragi de acasă, de care sunt apropiați și cu care se simt în siguranță și unde își încarcă bateriile pentru noi provocări, așa cum sunt obișnuiți.
deja pare că au idee către ce sau cine să se îndrepte pentru susținere, însă mai au încă nevoie de anumite demersuri pentru ca lucrurile să așeze și să înceapă să se contureze. Simt nevoia să se retragă, să se relaxeze, să-și găsească liniștea și să aștepte să treacă ceva ce îi împiedică să fie deschiși și să acționeze în acest moment. Taur. Pentru nativii Taur pot să apară momente tensionate la locul de muncă. Imaginea lor poate să aibă de suferit de pe urma unor discuții destul de încordate. Ar fi bine să facă acele activități profesionale pe care le fac în mod obișnuit, fără să exagereze acum sau să-și dorească să își demonstreze capacitatea, pentru că efortul lor nu va fi bine primit sau înțeles. Ceva legat de carieră îi face să se afunde în gânduri și frământări și le tulbură liniștea. Cu nodul nord în tranzit pe casa 12-a, e posibil ca tensiunile de la locul de muncă să fie un pretext prin care universul îi ajută să se regăsească în momentele de retragere, de introspecție, de singurătate. Îi ajută să se întoarcă la ei și să-și pună acele întrebări care să le ducă parcursul vieții la următorul nivel de evoluție. Altfel, nu ar fi găsit timpul necesar, nu s-ar fi oprit să se înțeleagă și să se analizeze. Probabil au muncit mult în ultima perioadă și consideră că li se face o nedreptate, însă e nevoie să-și acorde perioade de odihnă, pentru că altfel pot să apară probleme de sănătate, poate datorate surmenajului fizic sau emoțional. Trebuie să pornească de la a-și evalua starea de sănătate, fără a mai ignora semnalele corpului, prin care îi atenționează că e necesar să-și acorde atenție și îngrijire. E bine să se relaxeze, să citească, să mediteze, să se roage, să viziteze locuri care le aduc pace și împăcare. Să-și reevalueze credințele, visurile, drumul, să-și acorde timp să învețe și să cunoască mai mult despre lucrurile care interesează și pe care sufletul lor le cer. Luna plină are loc pe casa 5-a și le poate aduce un final într-o poveste de iubire, dar în același timp le deschide ușa către noi oportunități de viitor. Un hobby se poate transforma dintr-o pasiune într-un proiect de viitor. Pluto, pe casa 10-a, îi va ajuta mulți ani de acum încolo să înțeleagă care este cea mai potrivită imagine pentru ei în societate, ce vor să facă cu adevărat, unde vor să ajungă și cât de sus vor să urce. Vor avea multă putere de a se reconstrui la nivel profesional, acolo unde e cazul, de a da la o parte ce nu le mai servește și a pune în loc o fundație solidă și durabilă. De aceea au nevoie de timp cu ei pentru a căuta, a descoperi cine sunt în esență, ce vor cu adevărat, iar acest lucru se poate întâmpla și prin evenimente care poate să-i rănească, dar care au rolul de a-i face să-și pună întrebări și apoi să-i facă să se întoarcă la ei pentru a căuta și a primi răspunsurile. Gemeni. Despre nativii gemeni se poate spune că nu pot vedea pădurea din cauza copacilor în această perioadă. Viziunea de ansamblu asupra vieții lor este perturbată de o serie de gânduri și frământări care îi macină și nu le dau voie să vadă în perspectivă drumul pe care merg. Se pierd în multe variabile, în funcție de care își trasează mult prea multe posibilități care în final îi descurajează. Simt că nu dețin controlul, că lucrurile se întâmplă fără să poată să intervină și mai ales fără să le înțeleagă. Sunt într-un moment în care preferă să facă pași mici și să vadă după aceea ce posibilități se deschid în fața lor. Dacă vor căuta să-și creioneze acum întreaga poveste în care sunt, să-i vadă etapele și chiar finalul, nu vor reuși pentru că nu au răbdare, pot să exagereze și să se piardă în amănunte. Pluto, care a intrat pe casa lor a noua pentru următorii 20 de ani, oricum le va schimba viziunea asupra vieții și va face însetați de cunoaștere și explicații. Acum însă este momentul în care își pun întrebările, sesizează golurile. Văd lipsa conexiunilor, ca într-un puzzle care încă nu se leagă, nu se poate asambla complet. E nevoie și de această etapă pentru a-i stârni, a-i face doritor să priceapă, să interogheze. Va trebui însă întâi să facă liniște în interiorul lor.
să aducă în ei pacea și speranța și să se ferească să mai privească în jur exagerând sau interpretând într-un mod pesimist întâmplările și comportamentele din jur. Se pot simți obosiți și vor dori să se odihnească, să se retragă, să se regăsească, așa cum făceau și altădată. Însă, în această săptămână, s-ar putea să constate că nu prea mai funcționează și că singurătatea le poate aduce mai multe întrebări și încă niciun răspuns. Ar trebui să înțeleagă că dacă nu văd acum clar în mintea lor desfășurarea viitoare a evenimentelor sau dacă se simt descurajați, trebuie doar să nu renunțe la ce și-au propus, să observe, să adune informații care vor căpăta un sens în viitor. Luna plină de pe casa a patra le spune că ceva se încheie, un mod de a trăi și a vedea lucrurile, un fel de a simți. Ceva ca un tipar, ca o etichetă pe care au dus-o cu ei mult timp, e lăsat în urmă. E posibil să primească o veste din străinătate sau legată de un examen sau un curs care să îi contrarieze. Alții, acolo unde e cazul, pot hotărâ acum să se mută din casa părintească și să pornească pe cont propriu. În relații sau parteneriatele de afaceri pot să apară discuții de principiu, pot să aibă impresia că ideile lor cu ale celorlalți se bat cap în cap, însă știm că argumentele solide se nasc din confruntări de opinii și din diversitatea de idei dacă ele sunt gestionate corespunzător. Rac. Nativii rac, care au nevoie pentru proiectele lor de resurse materiale și s-au gândit să apeleze la un împrumut bancar, trebuie să se înarmeze cu răbdare și calm pentru că demersurile ar putea să fie întârziate sau condițiile să pară dezavantajoase. Nu e bine să se bazeze nici pe ajutorul prietenilor, pentru că de la aceștia s-ar putea să nu primească cele mai bune sfaturi. Sau dacă îi îndeamnă să facă o investiție financiară, nu este cea mai bună idee să dea curs acestui îndemn. E bine să se bazeze pe ei și pe resursele pe care le dețin. Nu e un moment bun să-și asume riscuri sau să vrea să își demonstreze puterea, pentru că o astfel de abordare s-ar putea să le strice planurile de viitor sau prieteniile pe care le au. Deși poate să pară că întâmpină piedici din punct de vedere financiar sau profesional, cu soarele pe casa noua și în trigon cu luna din zodia lor la începutul săptămânii, ei știu care le e valoarea și nu se lasă influența sau perturbați din drum de obstacole. Luna plină are loc pe casa a treia a gândirii și comunicării și împinge să-și reconsidere concepțiile, judecățile și principiile și, în general, felul de a gândi. Un fel limitat de a vedea lucrurile se încheie și face loc unei viziuni mai largi bazată pe o mai mare cunoaștere, deschidere și flexibilitate. Privesc totul din turnul de fildă și al înțelepciunii la care au ajuns și știu să delimiteze o perioadă de un întreg, o luptă de un război, o vorbă de o convingere. Pare că, indiferent de provocările concrete, știu să găsească soluția și să rezolve problema. Pentru nativii rac care au de rezolvat probleme legate de o moștenire în această perioadă, e posibil să simtă iritați de drumuri, acte, instituții care îi amână, le cer timp și răbdare. La locul de muncă e posibil să apară schimbări neașteptate pe care nu reușesc să le înțeleagă și pot să apară reacții exagerate de ambele părți care să nu reflecte de fapt adevărata situație. Dar, cum spuneam, nativii rac au capacitatea de a înțelege transformările prin care trec, rostul lor, pentru că au o privire de ansamblu clară și optimistă asupra vieții și și-au format o filosofie proprie care îi protejează și ajută să meargă mai departe spre ce și-au propus, motivați și cu încredere în ei. Luna, care îl traversează casele 1, 2 și 3, îi ajută să își focuseze emoțiile către exact ce trebuie, și anume către valorile lor personale, către propria imagine și gândirea practică, concretă, asupra pașilor ce trebuie urmați. Leu. Pentru nativii leu este activată casa căsătoriei, a relațiilor de cuplu, acolo unde pot să aibă loc discuții care, dacă nu se adoptă o atitudine tolerantă și constructivă, se poate ajunge la exagerări, scenarii ireale și chiar gelozii.
Motivele ar putea fi lipsite de importanță în mod normal, sau poate fi vorba chiar de acele lucruri care până atunci erau punctele forte, specifice, atipice, dar plăcute ale relației. Acum lucrurile nu mai sunt privite la fel. Este un moment în care este văzută partea goală a paharului și sentimentele și acțiunile pot fi afectate de exces de zel și superficialitate. E bine să se amâne discuțiile și orice s-ar fi gândit că se vrea să se schimbe, orice s-ar fi gândit, oricum s-ar fi gândit să se acționeze, să se pună lucrurile la punct, nativii lei o pot face într-un moment mai potrivit, atunci când poate și dorințele și intențiile lor sunt mai clare și mai puțin înflăcărate. Cu soarele, guvernatorul lor pe casa 8-a, din ce în ce mai aproape de Saturn, nativii leu se gândesc la schimbări de esență, trec prin transformări, abordează lucrurile cu seriozitate și responsabilitate și ce fac acum și-au propus să facă gândit, sistematic și durabil. Pot să pară mai reci sau prea detașați, de fapt ei planifică, organizează, analizează și construiesc modalități noi de a se raporta la relații și de a le înțelege. Pentru alții poate să fie vorba de un parteneriat de afaceri sau de la locul de muncă, parteneriat care trece prin transformări, fie din cauza viziunii diferite de a acționa, fie din cauza investițiilor sau problemelor legate de bani. Acest conflict poate să pună sub semnul întrebării continuarea activității profesionale pe același drum, însă dacă se are în vedere că interpretarea evenimentelor este doar de moment și că poate fi depășită prin cumpătare și chipzuință, se poate ajunge la dialog și rezolvare. Luna plină are loc pe casa a doua și pot hotărâ să se elibereze de acele obișnuințe dobândite care au constatat că nu le-au adus o stare de bine. Pot hotărâ să își direcționeze efortul din munca pe care o depun într-o direcție mai constructivă, cu alte perspective, și să încheie o abordare limitată referitoare la felul în care își câștigă existența. Problemele care apar în această perioadă pot fi luate ca un semnal că e nevoie de ajustări în relațiile de orice fel ale nativilor leu și că trebuie pornit de la cunoașterea celuilalt și mai ales de la autocunoaștere, precum și de la intenții bune și dorința de a merge mai departe pe o bază nouă și sănătoasă. Ele nu fac decât să pună reflectorul acolo unde e nevoie de implicare, dialog și restabilirea sau păstrarea unor reguli funcționare și a unei conduite asumate. Fecioară. Nativii fecioară ar trebui să aibă grijă la stilul lor de viață și să acorde mai mult timp îngrijirii lor și semnalelor pe care le primesc în privința odihnei și relaxării de care au nevoie. Este momentul să-și ajusteze programul, să se pună în centrul atenției și să-și formeze o rutină sănătoasă de viață. Chiar dacă au impresia că sunt chestiuni importante pe care nu le pot amâna, că nu este momentul sau că mai au de terminat mereu câte ceva, e vorba de fapt de necesitatea de a-și remodela principiile după care se ghidează. Și dacă aceste principii spun că alte activități sunt mai importante decât odihna și starea lor de sănătate, atunci e evident că au de reanalizat care le sunt prioritățile. Pentru nativii fecioară, nodul sud în tranzit este pe casa a doua și este momentul să se autoanalizeze pentru a constata cu siguranță că au valoare, importanță și calități și merită să se iubească și să se prețuiască. Odată cu creșterea stimei de sine, va crește și grija pe care și-o acordă. Însă, o trebuie să înțeleagă că sunt la fel de importanți ca și ceilalți, iar pentru ei înșiși sunt cei mai importanți. Dacă ei vor fi bine, sănătoși, relaxați și odihniți, vor putea să aibă grijă de ceilalți și de tot ce se întâmplă în jurul lor, însă în această ordine. Familia e posibil să le ceară din ce în ce mai mult, să-i solicite, însă ei știu cel mai bine care le sunt limitele și când este momentul să le traseze și față de ceilalți. Pentru alți nativi fecioară, e posibil ca locul de muncă să-i solicite foarte mult sau să nu le mai placă fie ce fac, fie nu se regăsesc în colectivul în care lucrează. Se pot gândi la o reorientare profesională sau oricum își pot dori o schimbare în acest domeniu de viață. Luna plină în zodia lor le aduce o altă viziune despre ce vor să fie,
ce vor să facă și o schimbare de abordare în privința implicărilor în activitățile care îi solicită. Se eliberează de tot ce îi limitează și le blochează evoluția. Își reprioritizează dorințele și așteptările. Pot să încheie unele colaborări care îi solicită prea mult și să se repoziționeze în viața lor, având ca punct de reper de data aceasta dorința de echilibru, grija de sine și cumpătarea. Nativii Fecioară, în primul rând, simt că au nevoie de mai mult timp pentru ei. Se află într-un moment în care vor să treacă la un nivel superior și pentru asta e necesar să aibă timp și mintea limpede pentru a evalua posibilitățile și a analiza în detaliu, așa cum le e firea, pentru a lua decizia cea mai bună. Așadar, e bine să-și ia acest timp cu ele, să găsească o cale prin care să se oprească din ritmul alert al vieții lor și să-și traseze următorii pași concreți. Balanța. Nativii Balanță pot să trăiască surprize în relația de iubire. Pot să aibă parte de o perioadă în care, împreună cu partenerul, să-și dorească să iasă din rutină și să facă ceva care să le dinamizeze relația și să le aducă un suflu nou. Pot trăi împreună momente de bucurie, însă trebuie să aibă grijă ca acest lucru să nu ducă ulterior către schimbarea totală a relației. Posibil să li se ceară să facă o schimbare pentru care nu sunt pregătiți, sau ei să constate o schimbare în celălalt și să nu fie încântați de acest lucru. Se pare că nu e momentul potrivit pentru transformarea relației pe care o au pentru nativii Balanță. Ei își doresc ca totul să se desfășoare așa cum era odată, însă pot fi surprinși de modificările care apar și de ritmul actual. Pentru alții poate fi vorba de o relație foarte bună cu partenerul, însă mai puțin acceptată de ceilalți din diverse motive. Și această împotrivire a celorlalți le poate aduce o stare de tristețe și neputință. Pot să considere că nu pot schimba lucrurile în această privință, însă nu e decât o exagerare de moment. E nevoie de răbdare și timp pentru ca lucrurile să fie privite altfel. Nu e momentul pentru speculații financiare, care pot părea fascinante la o primă privire, dar se pot dovedi ulterior păguboase. Pot avea vești surprinzătoare din partea copiilor. E nevoie de o comunicare foarte bună cu aceștia pentru a nu distorsiona anumite informații venite de la ei și a le da o amploare mult prea mare. O pasiune pe care o au le consumă mult timp și e posibil să împingă la o schimbare pe care acum nu văd cum ar putea să o facă, dar cu răbdare și organizare pot ajunge chiar și acolo unde li se pare că nu au cum să ajungă. Luna plină are loc pe casa 12-a și pot lua o decizie care să elibereze emoțional în privința unor lucruri care i-au frământat mult în ultima perioadă și în privința cărora le-a fost greu să ajungă la o concluzie. Este bine să ia o decizie, să nu mai oscileze și să depășească orice conflict interior, pentru că altfel problemele s-ar putea reflecta în starea de sănătate. Și la serviciu își doresc să își optimizeze condițiile în care muncesc, astfel încât să devină mai organizați, mai eficienți și să le rămână mai mult timp pentru a se îngriji și a-și acorda atenția de care simt că au nevoie după o perioadă foarte încărcată și solicitantă. Scorpion. Nativii Scorpion pot decide să-și modernizeze casa, să investească în confortul personal, însă e posibil ca ce achiziționează să însemne și alte investiții ulterioare care vin la pachet cu prima. Posibil cheltuielile să fie mai mari decât se așteptau sau și-au propus inițial. Pentru alții pot să apară reparații neprevăzute. Au loc discuții în familie despre o sumă de bani sau despre relația de cuplu pe care o au. Apar exagerări în ambele situații, astfel că nativul Scorpion se poate simți nedreptățit și se poate teme fie de o pierdere financiară, fie de puncte de vedere diferite cu partenerul de viață. Pot să apară de asemenea în mod surprinzător relații din trecut. Emoțiile lor sunt la cote maxime, se simt bulversați și cu multe semne de întrebare la care caută răspuns. Luna plină are loc pe casa 11-a, casa prietenilor și a planurilor de viitor. Pot să încheie o relație care a devenit din ce în ce mai greu de continuat, în care au tot apărut blocaje și momente de răceală.
Hotărăsc acum să trateze lucrurile cu înțelepciune și să ia decizia matură și responsabilă. Își pot schimba planurile de viitor, însă ce știu în acest punct este că nu mai vor ce vroiau până acum, dar nu știu clar încă spre ce se vor îndrepta. Își doresc stabilitate, siguranță, echilibru și își dau seama că pentru a le obține, trebuie în primul rând să dea la o parte ce îi perturbă de multă vreme, să facă ordine în prezentul lor, pornind de la trecut și de la problemele cu care au mânat de mult timp să se confrunte. Pentru a începe procesul de curățenie interioară, au nevoie în primul rând să ajungă la o stare de calm, ca să poată gândi în mod corect ce au de făcut. Săgetător. Nativii săgetători primesc vești, informații, vorbesc mult, transmit mesaje, primesc mesaje, au un ritm alert în comunicare. Discursul lor poate să fie destul de tăios, nu au răbdare să explice sau să parcurgă etapele clasice pentru a se face înțeleși. Se adresează într-un fel spontan, după cum simt, așa cum le vine și e posibil să declanșeze reacții exagerate. Însă simt nevoia să spună ce au de spus și să se elibereze. Acest lucru, dincolo de conflictul de moment sau de cine are sau nu dreptate, pe termen lung poate să fie benefic, pentru că în ceea ce îi privește, ei scot la lumină credințe, judecăți, tipare, care vor fi astfel identificate și la care se poate începe a se lucra. Nu subiectul discuției este important, ci ce poate descoperi nativul săgetător la un moment dat despre sine. Cu Pluto pe casa a treia, săgetătorii sunt și mai dornici de cunoaștere decât erau în mod obișnuit, își restructurează ideile, gândesc variante mai multe, mai deschise, caută esența, găsesc argumente, într-un cuvânt își formează un nou sistem de gândire solid și profund. Pentru alții poate să fie vorba de semnarea unui contract care însă se poate face cu peripeții sau cu ajustări. Atenție că se pot pierde acte sau se pot desface contracte. Se recomandă prudență la drum și odihnă. Jupiter, guvernatorul lor, este în continuare în sextil cu Saturn, astfel că sunt echilibrați și responsabili și știu ce să facă și cum să pună problema în orice situație. Luna plină are loc pe casa 10-a, casă de carieră, și e posibil, dat fiind ritmul alert și încărcat de muncă, să fie nevoit să renunțe la anumite proiecte. Sau familia să-i solicite și astfel să nu mai aibă timpul necesar să se implice profesional așa cum o făceau până acum. Pot să apară responsabilități acasă. Se simt responsabil față de membrii familiei pentru care ei reprezintă un sprijin. Pe de altă parte, dacă pentru unii activitatea pe care o desfășoară la locul de muncă nu este ce și-au dorit și nu le aduce sau nu le mai aduce împlinirea, vor simți acum nevoia să se retragă în cuibul lor și să se gândească la o schimbare. Capricorn. Pentru nativii Capricorn se pare că banii vin pe o parte și pleacă pe alta. Contrar obiceiului lor, pot hotărâ să cheltuiască pe obiecte de lux sau poate a venit timpul să-și facă o bucurie achiziționând ceva ce și-au dorit de mult, dar din prudență sau economie până acum nu au făcut-o. Pot hotărâ să plece într-o vacanță în locul la care au tot visat. Orice și-au propus, e bine să fie atenți la detalii, pentru că e posibil prețul final să fie mai mare decât au prevăzut sau, cum se spune, să dea cât nu face. Posibil copilul sau persoana iubită să aibă anumite dificultăți financiare și să apeleze la nativul Capricorn pentru ajutor. Cu Pluto pe casa a doua a banilor câștigați prin efort propriu, vor învăța să obțină bani din activități diferite față de până acum sau într-un mod nou. Dacă nu au fost mulțumite de veniturile lor și își doresc să și le mărească, va trebui să-și concentreze efortul pentru a găsi cea mai potrivită cale pentru a o face. Chiar dacă pare greu la început, Pluto acolo spune că vor putea renaște în acest domeniu. Banii vin la ei cu condiția să dea dovadă de hotărâre, tărie de caracter, perseverență și deschidere către nou. Și mai ales să nu se lase descurajați atunci când nu iese de la început cum își propun. Pentru alții poate să fie vorba de o reconsiderare a valorilor morale, a lucrurilor în care cred, la care se raportează și a calităților pe care le au. Posibil să iasă la lumină talente, abilități, cu ajutorul cărora să obțină venituri financiare la un moment dat.
Luna plină are loc pe casa noua și spune că vor încheia un capitol în privința unei viziuni asupra vieții în care acum nu mai cred. Au dobândit suficientă cunoaștere astfel încât să-și rafineze, să-și îmbogățească principiile. Vor păstra doar acele idei care ajută în acest moment, îi eliberează de frământări inutile, le ușurează viața. Devin practici și își doresc să transpună în mod concret, simplificat, informații complexe. Pot încheia o perioadă de studiu, pot susține cu bine examene de licență, master sau doctorat. Vărsător. Nativii vărsători sunt activi, energici, sunt preocupați de propria stare de bine și de propria imagine. După o perioadă în care s-au simțit bine în liniștea lor și părea că le e destul de greu să iasă din confortul personal, acum pot ieși în față și pot face lucruri în stilul lor ieșite din comun. Își recapătă vigoarea, pofta de viață, vor să arate bine și au grijă de corpul lor. Caută modalități noi de a face bani, analizează pe ei și pe ceilalți, observă și trag concluzii referitoare la ce pot, ce ar vrea, care sunt lucrurile la care se pricep și îi atrag și cât de mult sunt dispuși să depună efort pentru a construi ceva durabil bazat pe valorile lor reale. Sunt distrași însă de tot felul de situații în care trebuie să se implice legate de casă, familie, părinți. Pot să apară opinii diferite, poate în felul în care se hotărăște să se acționeze într-o anumită privință, poate referitor la niște cheltuieli, cert e că e nevoie de implicarea și ajutorul lor acasă. Tendința lor poate fi de a-și oferi un confort poate exagerat în care pare că s-au îngrădit, s-au înconjurat de un zid de protecție, din spatele căruia nu mai vor să vadă și să audă decât ce vor și din când în când. Însă, odată cu luna plină în fecioară, care pentru ea are loc pe casa 8-a, această stare pare să se încheie. Transformarea, experimentarea, ajutorul și sprijinul celorlalți au făcut parte dintr-o etapă de care au avut nevoie să se înțeleagă și să crească. Acum sunt împinși către propriul potențial care trebuie scos la lumină și pus la treabă. Iar actualul context în care se întâmplă lucruri, apar situații, se spun păreri, au loc discuții, vin informații, pare să le convină mult mai mult și să-i scoată dintr-o stare de monotonie care nu le era caracteristică. Acum revin la linia de start, redevin ei înșiși, cu tot ce au adunat și au înțeles până acum și cu Pluton zodia lor, sunt gata să o ia de la început pentru următorul nivel. Pești. Nativii pești, pe de-o parte, au de învățat să accepte unele lucruri care i-au tot frământat în ultima vreme, iar pe de altă parte să cedeze controlul și să lase să se întâmple ce oricum nu pot schimba. Este un act de credință, o atitudine înțeleaptă și matură, dobândită după multe zbateri interioare. Odată cu acceptarea, vor simți un fel de eliberare interioară, vor înlătura încrâncenarea, încordarea și îi vor recâștiga liniștea și claritatea. Există un conflict între ce cred, ce simt în interiorul lor și cum gândesc, ce știau până acum că trebuie și ce e bine. Careul dintre Venus de pe casa 12-a a liniștii sufletești și Jupiter de pe casa 3-a a minții, a gândirii, arată că ceva împinge să iasă dintr-o zonă de confort a vechilor credințe și chiar dacă în primă instanță ori refuză, ori poate o vor face exagerat, căzând în cealaltă extremă, în timp au de înțeles concepte noi și să aducă echilibrul în felul în care le integrează. Cu Saturn în zodia lor, situația care le aduce neliniște este doar un motiv pentru a-i ajuta să crească și să devină mai înțelepți și mai maturi, să judece ce li se întâmplă luând în considerare o arie cât mai largă de aspecte, din care să știe să aleagă cu responsabilitate soluția cea mai bună. Saturn îi împinge să devină ei acea autoritate pentru viața lor, să decidă singur pentru ei și să-și asume deciziile cu responsabilitate și hotărâre. Posibil să se simtă deranjați de insistența unora de a-i face să vorbească despre ce se întâmplă cu ei, chiar să li se pară că au spus mai mult decât au vrut. Sau să apară discuții în contradictoriu din nimic.
au nevoie doar de timp. Își doresc să se retragă și să-și ia perioada de pace de care nativii pești au atâta nevoie din când în când. Știu că retragerea într-un spațiu personal de gândire și visare este felul lor de a-și încărca bateriile și de a-și clarifica ideile. Luna plină are loc pe casa 7-a și e posibil ca o colaborare, un parteneriat să ajungă la final. Dacă sunt lucruri în relația de cuplu care i-au deranjat, dar pe care au preferat să nu le exprime din diverse motive, acum e posibil să nu mai poată să le țină sub tăcere și să-și expună nemulțumirile. Sfatul însă este să nu o facă într-un mod rece, detașat și superior, cum e posibil să aibă tendința, ci mai degrabă chipzuit, compătat și cu răbdare, pentru a ajunge la o rezolvare și nu a înrăutăți mai mult situația. Un anumit mod de relaționare în cuplu e posibil să se încheie, depinde doar de abilitatea lor și de ceea ce își doresc, pentru ca acesta să fie înlocuit cu o legătură reală și autentică de data aceasta. Acestea au fost previziunile astrale pentru săptămâna 19-25 februarie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru vizionări, pentru like, pentru share și pentru comentarii. Vă doresc ca de obicei să priviți și să primiți fiecare zi cu entuziasm.